possible to sleep in on temple in the temple? Sleep and shower. I will contact with Yes, no problem. Una din persoana respectivă părea un băiat așa foarte cool, foarte fain. Înțelesesem că el de fapt lucrează pe vas. Abia ajunsese de 3 zile acasă. Noi îl rugam dacă poate să ne primească să dormim. El era cam nehotărât. Se doar. It's we can hear. Oh, thank you very much. Compun cap. Oh, thank you. Ah, but this. I hear. Yes. Yes. Oh. A venit șeful casei, care nu era tânărul cu care vorbeam, el fiind polițist, și ne-a spus că e ok, putem să rămânem la ei peste noapte. Compun cap. Thank you very much. Compun cap. Eram fericit că avem un loc, un pat în care să dormim. Ne-am liniștit. Total. No, because at home, my home, no have the man, have the woman. O doamnă care se uita așa, ce se întâmplă, și voia să-și închidă poarta. Explicăm din nou toată faza. Eu ajut de obicei oameni, dar de obicei dorm doar femei la mine în casă, pentru că mi-e frică de bărbați, că am o fată tânără și nu prea vreau să aduc bărbați în casă, asta a spus. Yes. But we are husbands, we are nice people. Yes. Yes, yes, we're nice. And no. Ah, okay. We are married. Yes. I can help. Yes. Yeah? Oh, thank you. O bunungea, o bunungea, o bunungea, o bunungea. Totul foarte diferit. Adică wow. Ei nu sunt deloc minimaliști. Asta e clar. Multe obiecte, spații de depozitare peste tot, temple, poze, obiecte de artizanat, foarte, foarte multe chestii prin casa aia. Dar oricum foarte drăguț, că se simțea cozy, se simțea acasă. Here, can we sleep on the floor? Please help us, please. Everybody, we are a nice people. Everybody is looking at you right now, okay? Okay, and, okay, hi. Okay. El nu înțelegea engleză absolut deloc, dar cumva a zis că da. Here? We can sleep here. We can sleep here. Here? We have TV. Yes, very good. Very good here. We sleep here. Yes. Nu mai conta, putea să mă pună și pe cuptor, pe plita aia. Dar cum să zici da când vin doi care niște terminați se târăsc pe trotuar la tine? Cred că i s-a făcut milă. Pentru că doar unul este Pampon. Așa îl chema. Pampon. Oh, saltea! Yay! Woo! Yay! Hai să ajut. Băi, și Pampon. Pampon a fost îngerul nostru păzitor din prima noapte de cazare. Oh, no! It's too much! Trebuie să stai aici și să aștepți, mă duc să iau ceva de mâncare. O să iau ceva de mâncare. Cofe. Ok, yes, da, not more, a little, yes? A little. Yes, ok, please. Pentru că el închisese restaurantul și a scos telefonul, ne-a întrebat ce vrem să mâncăm, ce vrem să bem, dacă vrem cafea a doua zi dimineață. Doamne, deci eu nu pot să cred câtă bunătate poate să existe într-un om și să-ți ofere totul, totul. Vai, supică, Doamne! Oh my God, look at this! Oh, cap cu cap. Cap cu cap. Bacioi, you're have a good heart. Ne-au făcut să ne simțim așa, importante. Extraordinar de amabili și de primitori. Da. Se consultau de unde să ne ia de mâncare, ce să ne aducă. Au fost atenți că ești vegetariană. Pork, no, moo, no. Chicken, no. Eu o să par toată cărnița. Poate e vitamina. Așa m-am învățat acasă. Pentru tot din farfurie. Norocul tău că ai plecat cu mine că mănânci. Dar fii atent că o să fie probe cu carne, de cred că o să ți se facă să... Asta e. Nu se poate. Ne băgăm. Nu avem ce face. Dry anu. Ce vă? De ce plângi? It dry them, it dry in here. Oh. It with chicken. Yes, fried perfect. Chicken. Yes. Ah, chicken. Ne-am așezat la masă, ne-a scos tot. Nu venea să plâng. Nu îmi venea să cred, efectiv, nu îmi venea să cred că cineva în 15 minute primește pe altcineva în casă, își deschide frigiderul, pune pe masă dintr-o dată tot. Would like? Yes. Would like? Would like one. Would like one? Yes. Would like one? Would like one. Nice to meet you. Nice to meet you too. Not problem. If husband me, my husband stay, I think very good. Yes. And your husband make me? Name Sir. Sir? Sir Kenny.
Apare fiica. Și era așa. Mamă, ce se întâmplă? Ce ai făcut, mamă? Când ai venit la noi acasă? You are a teacher or you work? You work. Oh, now I retire. Oh, you retire. Yes, okay. I teacher. Normal teacher in okay. school. Ne-a spus că fiul ei este la facultatea de arte, că e profesor și că soțul ei este în Canada și de asta vorbește puțin în engleză. Că e învățătoare de 30 de ani, în același timp avea uniformă, de părea ofițer. Da. Că da, uniformă specială profesorii. Nu știu, dar cert e că ne-am dat seama că pun foarte mare preț pe educație. Ole! 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 Yes. Doamna și-a dat seama că principiul Asia Express este să descoperi culturi, să descoperi oameni diferiți față de tine și să înveți de la ei. Și cumva a zis să ne invite să și mâncăm, ceea ce ne-a bucurat ce foarte bine, tare. Ce bine că n-a trebuit să-i spunem noi. Noi asta. Că vrem de mâncare, da. L-am cunoscut pe Ole, Ole. Pe bucătar. Care era un om foarte drăguț și foarte de treabă. Ia uite ce mișto a făcut. Apare. Păi am învățat și eu, mă duc acasă, nu mai fac, sparg, o, oh, bat omleta. Direct acolo, ia uite. Era bucătarul ei sau era soțul ei? Partea cu soțul era indecisă, cred că și ei voiau să o păstreze așa în zona. Da? Da. Cun. Cun. My name is Cosmin. Cosmin and I'm Adrian. Cel mic? Cel mic era al lui. Era al lui. Dar ea a zis la un moment dat, vi-l aduc și pe fiul meu să vi-l prezint. Da, uite, bravo, corect. Nu, încă nu știm dacă era soțul sau... Sunt o familie frumoasă. Bucătar. So it's marinated in what kind of sauce? Mâncarea pe care ne-a gătit-o domnul Ole a fost delicioasă. A fost ca, bă, ca la restaurant. Oysters. 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 That's why is this taste. Your brother. Mama, hai, nina. Cine-i bine? We will eat also that after we finish this. A apărut de nicăieri o doamnă despre care am aflat apoi că este sora domnului Mr. Camina și ne-a adus în niște pungi mâncare, niște crem vâșpuși pe bețe cu niște gogoloaie de pui tocat cu niște sosuri și orez. A mâncat de zici că nu văzuse mâncare în viața noastră. Thank you so much. Thank you so for your kindness. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wow. Very nice. And you make this here? You here? This? Yes. Okay. Thank you. Very nice. Dar ce sistem? Suntem foarte surprinse de cum transportă ei mâncarea. Totul se cară în pungi și un elastic în capăt. Da, da, un sistem foarte interesant că le aduc separat. Pune întâi zeama, după aia toarnă și restul de teițe, după care vin condimentele. Foarte bun. Very good. Mamă, da. Lutii. Roti, sweet. Niște găluște cu porc roșu și cu tăițești, foarte bun, foarte, foarte bun. Gustare cu ou de broască țestoasă. Ou de broască țestoasă am mâncat? Niște dulciuri, niște gogoșele din ouă de broască țestoasă. Și încă ceva, tot așa dulce, n-am putut să mâncăm tot. Nu, Doamne, nu mai știam ce e mâncare. Eram două broaște țestoase care își găsiseră carapacea, frate, după ce s-au târât prin șanță. It's a fish? It's a fish? Fish or... How is the cook, in the oven or in the bag? Because I see a lot of people cook a little bit in the bags. You know? Banana leaf. Yeah, ah, banana leaf. Okay. Ah, bade, mâncăm. We know. Oh, very nice. Ah, yeah. Prima noastră zi la Asia Express a fost faină. Că, până la urmă, tot e bine când sunt gata cu bine. Am găsit o casă, aveam eu dormi, i-au dat și mâncare. Mokeo. 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 My name is Bell. Bell. Era casa părinților lui, el nu locuiește acolo, locuiește în Bangkok, unde are și jobul. Și dacă ar fi fost părinții lui acasă, noi nu am fi pupat această ședere. Where are they? They it's a bit drama. Okay. My dad is in hospital now. Părinții lui nu erau acasă pentru că tatăl lui era suspect de cancer.
și erau la spital și iată că într-o situație de asta dificilă. Iar el a doua zi trebuia să meargă și el la, și el, la, spital, la spital la tatălui. Oh, I'm sorry to hear that. I know what you're saying because my dad recently had intervention on his heart. M-a emoționat foarte tare pentru că eu știu ce înseamnă să treci prin momente grele. Cu părinții tăi. It's been almost 1 year here since the surgery, but he is okay. Noi avem amândoi am avut o perioadă foarte grea, una mai grea decât cealaltă, pentru că eu mi-am pierdut tatăl în urmă cu 1 an și 3 luni, iar ea a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, tatăl ei fiind operat pe cord. Eu am o relație foarte specială cu ai mei. Suntem foarte apropiați și aș da orice să mi se întâmple mie lucruri și nu lor. M-am temut foarte, foarte tare pentru el și, bineînțeles, în urma rănii pe care eu o am din cauza pierderii fratelui meu în accident de mașină. Și normal că ești mult mai sensibil când poți să-ți pierzi a doua persoană. I wish you he will be very, very, and as you, as a kind person, he will be okay. Thank you. I'm sending my prayers to him. Tomorrow you can pray at the temple. Yes, yes. I will. Teach you how to pray. I will. I promise I will. Având în vedere că povestea lui Bel era destul de asemănătoare cu povestea noastră, treaba asta ne-a apropiat și mai tare și ne-a făcut să fim mai recunoscători acestui om pentru tot ce a făcut pentru noi și tot încerca să facă în continuare. We go to sleep. Thank you. La loc sigur de primejdiile nopții, ne bucurăm de experiența primei interacțiuni cu gazdele locale, momente în care un mic cadou surpriză pus în bagaj de cei de acasă aduce fiecăruia un zâmbet la gândul că oricât de departe vor ajunge, cineva se gândește și are grijă de ei. A fost o zi plină din zori până în noapte, cu de toate. Mers foarte mult, rău foarte mult, autostop foarte mult. Nu cred că am prins în viața mea o zi atât de plină. Astea sunt întâmplări pe care eu le trăiesc într-o lună, într-o lună bună. Noapte bună, Mișu! Da. Noapte bună, Oana. Aoleu, Doamne, ce bine e! Dorm pe partea cu vânătăi sau pe partea cu zgârieturi?